Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Președintele Biden are COVID. Am văzut. Da, s-a anunțat azi și a anulat tot programul. O tentativă de asasinat, cred. Doamne ferește. Pot fi al Biden. Da, am uitat repede că mai există COVID. Am văzut știrea asta și mi-am adus aminte că în urmă cu 2 săptămâni o amică de ale mele a făcut COVID și copiii ei. Ea s-a simțit foarte rău, copiii n-au avut nimic, dar ea s-a simțit rău, rău. Un prieten mi-a mărturisit că a avut în decembrie COVID și că a suferit repercusiuni timp de vreo lună. Da. A zis că a avut niște dureri înspăimântătoare de cap și că, da, că a fost nasol turtit. Am verificat și datele de la noi, din România. Institutul Național de Sănătate Publică a informat marți că în săptămâna 8-14 iulie, de săptămâna trecută, au fost înregistrate 1256 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, în creștere cu 82,3% față de săptămâna precedentă. Astea sunt persoane spitalizate? Nu, testate. Păi da, dar acum zic, nu te mai testezi cum era în pandemie, când așteptam cu înfrigurare raportul ăsta zilnic să vedem câte cazuri mai sunt. Persoane care se testează, asta zic, se autotestează că se simt rău sau se duc la spital și sunt testate. Da, da, da. Am văzut că la un, nu știu, spital de copii, paturile sunt pline și 26% dintre copiii care se prezintă cu diverse simptome au COVID. În aceeași perioadă, adică 14 iulie, au fost înregistrate și 5 decese din cauza acestei infecții. Am sunat-o pe doamna dr. Sandra Alexiu, medic de familie, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov. Bună dimineața, doamna doctor! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Să rămână! Doamna doctor, e o nouă tulpină, e vechea tulpină, Omicron? Cum se manifestă? Care sunt simptomele? Nu voi vorba despre Omicron, sunt tulpini noi care circulă mutante. Diferența între valul ăsta de tulpini constau în contagiozitate. Deci cu cât sunt mai avansate, sunt mai contagioase, dar au efecte mai puțin devastatoare. Pentru că nu e așa, ca să supraviețească virusul, nu trebuie să-și omoare gazda, trebuie să-și găsească altele. Și atunci, ca să găsească altele, trebuie să ajungă mai ușor la ele. Situația, așa cum ați descris-o, este evident doar partea care se vede, fața văzută a problemei, pentru că numărul de cazuri declarate sunt cele care se găsesc în aplicația de testare. Noi, când facem un test, îl trecem într-un soft și de acolo se numără cazurile. În realitate sunt mult mai multe, pentru că sunt multe persoane care se autotestează sau sunt medici care testează și nu trec neapărat, nu mai trec în Corona Forms, adică în acel soft, și probabil că așa o creștere mare a numărului de cazuri este și pentru că din nou s-au reactivat medicii și trec testele, au început să se facă teste multe, pentru că ne-am trezit în cabinet cu o mulțime de situații de acest fel. Ați constatat ați constatat faptul că vin din ce în ce mai mulți pacienți în ultimele zile cu COVID? Da, personal am avut la cabinet și 6 pe zi pozitivi. Pentru un cabinet de medicină de familie e destul de mult și atunci ne-am dat seama că lucrurile se intensifică și am început să testăm din nou pe toate persoanele, inclusiv copiii. Vă auzeam că spuneați că familia respectivă nu a avut probleme la copii, dar există și situații de această dată cu copii care fac febră foarte, foarte mare și care nu scade. Și ăsta e și primul simptom care apare și durează 2-3 zile, până când ne mai dăm seama că e vorba de o răceală. Ceea ce nu e chiar atât de rar la copii. Copiii fac multe boli cu febră înaltă și cu lipsa altor simptome în primele 2-3 zile. Dar în privința adulților, doamna doctor, mai sunt situațiile alea cu monitorizarea nivelului de oxigen? Adică mai sunt atât de grave cazurile? Nu mai sunt atât de multe cazuri grave cum erau, pentru că virusurile inițiale afectau mai mult căile respiratorii de jos, deci de la gât în jos plămânii. Și atunci când i-a afectat plămânul, sigur că i-a afectat și funcția respiratorie. Dar acum majoritatea afectează căile superioare, căile de deasupra, mai mult gât, laringe, sinusuri. Și de asta avem multe infecții de căi respiratorii, acute superioare și sinuzite și dureri de cap și așa mai departe. Dar siguranță sunt și pacienți care rămân în continuare sensibili și fac forme grave. Cât durează medie un episod de infectare cu acest nou val? Cam la fel ca și până acum, că virusul, din punctul ăsta de vedere, e tot așa. Deci, cumva, suntem contagioși în primele 5-6-7 zile, cel mult. Recomandați... Simptomele pot să apară după 2-3 zile de la contact,
sau doar câteva simptome, sau există în continuare persoane asimptomatice, să nu ne imaginăm că toată lumea simte ceva. Sunt și persoane care fac forme inaparente. Dacă îi testezi, pot să iasă pozitiv, dar n-au niciun simptom. Doamna doctor, recomandați în continuare celor care simt că au simptome, care încep să strănute, au rinoree, să poarte mască în public? Cel mai important lucru este să-i protejeze pe ceilalți dacă ei sunt bolnași, să poarte masca dacă e nevoie să iasă sau să meargă în colectivitate sau într-un spațiu închis. Și pentru cei care nu sunt bolnavi, dar au diverse boli grave care pot predispune la complicații, e bine să poarte masca atunci când se duc într-un spațiu închis. Asta e problema. Problema nu este că este iarnă sau vară. Problema este că astfel de virusuri care se transmit prin aer se transmit mult mai repede și sunt mai agresive atunci când suntem într-o colectivitate sau într-un spațiu închis sau cu lume multă. Că așa se și explică faptul că avem valurile astea acum, pentru că vara lumea călătorește mult, intră în spații închise, gen mall-uri unde e mai răcoare peste zi, merg la concerte, la festivaluri și vin de acolo bogați, mai bogați cu un virus. Mulțumesc foarte mult pentru explicații. A fost în direct în deșteptarea doamna dr. Sandra Alexiu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.